Prieteni, astăzi vom vorbi despre numele lui Iisus, numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Iisus Hristos, Yeshua. Yeshua care se traduce prin Mântuitorul, cel care salvează, cel care izbăvește. Iisus este numele dat de înger Fecioarei Maria, găsim în Evanghelie, în momentul bunei vestiri. Numele lui va fi Iisus, Yeshua. Sigur, în Vechiul Testament există mai mulți purtători de acest nume. Dau un exemplu, Yeshua, fiul lui Navi, cel care preia misiunea de a trece poporul ales în drum spre Țara Sfântă, de a trece Iordanul, lucrul pe care Moise n-a apucat să-l mai facă. Există mai multe personaje. Yeshua, numele izbăvitorului, este Iisus, versiunea lui grecească, este întotdeauna însoțit de un alt nume, e mai curând o funcție sau un rol decât un nume propriu. Mesia. Mesia, Iisus Hristos, unsul. Hristos, unsul. În limba greacă este versiunea lui Mesia, Yeshua, Mesia. Sunt două nume care, de fapt, sunt mai mult decât nume. Mântuitorul, Izbăvitorul și Unsul lui Dumnezeu. Înțelegând prin Unsul lui Dumnezeu rolul pe care Mântuitorul Hristos, alesul, rolul pe care El îl are, Regele, Cel care îl împacă pe om cu Dumnezeu. Sunt două nume prin care noi ne apropiem de El. În numele Lui, tot genunchiul se pleacă, ne spune Sfântul Apostol Pavel, cele de sus, cele de jos. Tot genunchiul se pleacă, pentru că este numele Fiului Lui Dumnezeu. Persoana a doua din sânul Sfintei Treimi. Dar aș vrea să vă pomenesc aici alte câteva modalități prin care Mântuitorul Hristos se identifică pe sine, sau Evanghelia îl identifică, căutând să înțelegem, încercând să înțelegem un pic mai mult despre numele Lui. În Matei, în capitolul 23 și Luca, textul paralel, El este numit Învățătorul, Învățătorul Absolut. Este Cel care ne învață. Unsul lui Dumnezeu, în Faptele Apostolilor 4:26, Hristos sau Mesia, da? Domnul împăraților pământului, în Cartea Apocalipsei, Mielul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan îl numește așa, citând din profeții Vechiului Testament. Lumina lumii, calea, adevărul și viața, păstorul cel bun, în Evanghelia Sfântului Ioan, pârga celor adormiți sau întâiul dintre cei adormiți, în Epistola către Corinteni, Alfa și Omega. Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, motivul și sensul oricărui lucru. Iisus Hristos Domnul, Cel care mântuie, Unsul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Cel care își asumă umanitatea noastră, rămânând Dumnezeu, își asumă umanitatea noastră, ridicând-o, confirmându-ne nouă faptul că umanitatea noastră este capabilă de Dumnezeu. Pentru că, de la venirea Mântuitorului Hristos încoace, de la înălțarea Lui, în Sfânta Treime bate o inimă de om. Pe curând, prieteni!